Salutare pariori! Pentru ziua de miercuri, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 10 pronosticuri. Haideți să le vedem! Meșkov, Brest, Barcelona. Cele două formații se întâlnesc miercuri seară în sferturile Ligii Campionilor la handbal, iar în opinia tipsterului Alex Rizea, Barcelona este mare favorită, fiind totodată cea mai spectaculoasă echipă din handbalul masculin. În actuala ediție a Ligii Campionilor, catalanii au marcat în medie peste 36 de goluri per meci, așa că majoritatea partidelor în care au fost implicați s-au încheiat cu scoruri destul de mari. Prin urmare, tipsterul nostru recomandă pariul de peste 63,5 goluri. Cilic Tsitsipas. După semifinala de la Estoril, Marin Cilic a debutat luni la turneul de la Roma cu o victorie în fața lui Bublik, după un meci în care principala sa armă a fost serviciul, reușind numai puțin de 18 ași. Chiar dacă Tsitsipas pornește cu prima șansă fiind un jucător de top 5 și având rezultate foarte bune pe zgură, tipsterul Adrian crede că Marin Cilic va avea șanse bune la victorie dacă serviciul său va funcționa la fel ca în partida precedentă. Tipsterul nostru se bazează pe forma lui Cilic, așa că recomandă pariul pe cel puțin 5 ași reușiți de acesta. Lazio-Parma. David Chirilă spune că Lazio a făcut un mare pas greșit runda trecută, dar încă poate spera la o clasare în top 5. Având în vedere că Parma este deja retrogradată, vine după 6 înfrângeri consecutive și are un lot decimat de accidentări, tipsterul nostru se așteaptă ca Lazio să nu întâmpine niciun fel de probleme în cursa pentru cele 3 puncte puse în joc. Așa că pronosticul lui este victorie Lazio și peste 2,5 goluri. Atletico Madrid Sociedad. Având în vedere că Atletico are nevoie de un parcurs fără greșeală până la finalul sezonului pentru a-și asigura titlul de campioană, tipsterul BMG se așteaptă ca experiența și calitatea jucătorilor să-i spună cuvântul, iar miercuri seară gruparea madrilenă să fie capabilă pentru a obține victoria mult necesară. Atletico este lider în La Liga, a reușit să câștige fiecare din ultimele 4 partide disputate pe teren propriu, iar în ultimele 7 vizite efectuate de Sociedad, madrilenii au înregistrat 6 victorii. Așadar, pronosticul tipsterului nostru este victorie Atletico. Sevilla-Valencia. Radu Oprea spune că Sevilla este net superioară adversarii sale de miercuri și având în vedere că va evolua pe teren propriu, acolo unde în acest sezon a avut prestații solide, este de așteptat să vedem învingătoare la finalul meciului. Valencia a făcut un nou sezon dezamăgitor, iar pe teren străin a suferit 7 înfrângeri în ultimele 9 meciuri. Având în vedere aceste detalii, tipsterul nostru recomandă pariul pe victoria Sevillei și pe sub 4,5 goluri marcate în meci. Kamloops Blazers, Prince George Cougars. Gazdele se află pe locul 2 în clasamentul conferinței de vest din Western Hockey League și raportându-ne la numărul de confruntări susținute, dețin al treilea cel mai bun atac din divizie, marcând aproximativ 4 goluri per meci. De cealaltă parte, oaspeții au o medie de peste 2,7 goluri înscrise per meci și având în vedere că în acest sezon ambele formații au fost implicate în foarte multe meciuri cu scoruri mari, tipsterul Andrei Cinculescu recomandă pariul de peste 5,5 goluri. Sampdoria Spezia. Red se așteaptă la un meci spectaculos,
deoarece Speția luptă pentru evitarea retrogradării și va fi nevoită să atace în încercarea de a-și asigura cât mai rapid toate cele 3 puncte puse în joc. În 4 din ultimele 5 deplasări ale Speției s-au produs goluri la ambele porți, așa că tipsterul nostru mizează pe un meci asemănător, iar pronosticul lui este că vom vedea cel puțin un gol în fiecare repriză. Bilbao Gran Canaria. Gazdele ocupă locul 19 în clasamentul campionatului spaniol de basket, dar au 4 meciuri restante, așa că au destule șanse pentru a se salva de la retrogradare. De cealaltă parte, oaspeții au nevoie de un succes miercuri seară pentru a urca pe ultima poziție de play-off. Gran Canaria a câștigat 9 din ultimele 10 dispute directe cu Bilbao și, având în vedere că meciul de miercuri are o importanță uriașă, pronosticul tipsterului nostru este victorie Gran Canaria. Barty Zvedova. Tenis Tipster 92 spune că Zvedova a arătat o putere de revenire incredibilă în meciul precedent disputat contra Martinei Trevisan. Aceasta a fost condusă atât în setul secund, cât și în cel decisiv cu scorul de 3-5, dar a reușit de fiecare dată să revină și astfel a obținut calificarea în turul 2 de la Roma. După un meci lung împotriva lui Trevisan și după încă un meci disputat în proba de dublu, tipsterul nostru se așteaptă ca Zvedova să se resimtă din punct de vedere fizic și, având în vedere că Barty este una dintre cele mai puternice și în formă jucătoare, pronosticul său este victorie Barty și sub 18,5 game-uri. Düsseldorf 2 Münster. Liga regională de vest a Germaniei ne aduce miercuri un duel între două dintre cele mai ofensive echipe din această competiție. Echipa secundă a celor de la Düsseldorf și Münster sunt două dintre cele 5 echipe din campionat care au depășit borna de 60 de goluri marcate în acest sezon. Tipsterul Johnny spune că ambele practică un fotbal deschis și pun mult accent pe faza ofensivă. Astfel, majoritatea partidelor în care au fost implicate s-au încheiat cu cel puțin 3 goluri marcate sau cu goluri la ambele porți. Așa că tipsterul nostru se așteaptă la un scenariu asemănător și recomandă pariul de peste 2,5 goluri. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.